În viață sunt momente în care îți vine să te apuci cu de cap. Ia, ce vezi acolo, tati? Nu vezi nimica? Hai că ai să vezi ceva. Imediat vezi ceva, dragi, ceva așa de noaptea minții. Am să mă urc eu, dar înainte să mă urc, să nu uitați, știți ce aveți de făcut. Urmează un reportaj cu din asta, cu lacrimi. Dar nu lacrimi umane, ci roaie de ploaie. Hai să vedeți despre ce-i vorba. Urmăriți până la capăt. Bună ziua, doamnă, bună ziua, domnilor. Vorbesc și mai încet că... Poți vorbesc cu voce tare. Suntem pe Grigore Ureche. Suntem la ultimul etaj. Aici suntem, de fapt, undeva la mansardă. Primăria Suceava a realizat în urmă cu foarte mulți ani niște mansardările la blocurile de aici și au făcut apartamentele astea pe care le vezi. Da? Am zis bine, nu? Da. Pe care le-au închiriat la oamenii ăștia frumoși. Să rămână, doamnelor. Și ne-au chemat oamenii ăștia simpatici să ne arate... Primiți... Nu vreau să mă filmați, că vecina mea e la spital și eu... Stai scurt. Numai pe mine. Imagina. Pe unde curge la dumneavoastră? La mine. Ușurel, așa, tate. Am pus nailoane. Așa. Am pus nailoane. Așa, da. Aici. Așa, da. Stați așa, să vă arăt totul. Ia uitați ce frumos am aici. Ah, bun. Uitați ce frumos am aici. Ia uitați ce frumos am aici. Dar uitați-vă frumos ce am. Bun, tot e crăpat, tot e cum trebuie, da? Tot e apă și... Tot mai apă. Ia, tate, ia să vedem și aici. Uitați acolo jos. Păi aici e gaură, de acum puteți intra liniștit. Da, bucătărie. Păi să se rupi, deja ai dus. Păi da, uitați, deci aici ieși afară. Păi ce faceți, stați așa? Unde variantă nu avem. O, ne ferește. Plafonul, uitați cum e încovoiat, deja de să intri în casă. Și ăsta e apa de deasupra, nu? Apa da. Din... La mine soțul mi-a pus nailoane. Pe jos, pe ce? Ca sus. Ce? Sus deasupra? Uitați am înțeles. Aleu. Multe găleți cu apă, dar să vedeți că așa în bucătărie mai am. Aveți și în bucătărie? Dar mă gândeam că ați oprit aici. Vai de bine, nu mai calc până acolo că vă fac un... Și așa la mine e dezastru, că uitați acolo, uitați ce gaură este acolo. Băi, băiete. Acolo deci e afară. De ce am pus aia paravanul? Ca să nu mai îmi plouă înăuntru. Doamne ferește. Deci ne plouă înăuntru aici. Doamne. Hai, tate, că ne riscăm. Am înțeles, să rămână, deci am înțeles. Deci când în pod, da? Riscați să cădeți în casă. Aveți grijă cum călcați pe... Mergeți pe bârne. Aoleu. Deci mergeți pe bârne. Mă duc pe bârne, nu? Hai, tate, ușor. Aoleu, tate, dragilor, dă-mi un pic aici. Hai să-ți arăt ceva. Pe domnul, să nu vă arăt că nu e așa. Îți pui mâini în cap. Casa omului, dragilor. Aude-ai, tate. Aude, tate, ce? Rască, Dumnezeu. Uite ce frumos. A plouat ieri, dragilor. A plouat ieri. Și așa de aici. Uite ce. Uite ce aici. Uite ce aici. Uite ce. Mi-e și frică. Asta se duce toate, tate. Fiat. Și cum asta stați? Și veniți din când în când și le luați și le goliți? Astăzi au pus băiatul. Și eu am să vin, acum că dumneavoastră ați filmat, veniți să le arunc, aduc niște găleți eu, ca să arunc, știți aici? Coboară, te rog, imaginea să nu creadă, să nu vedem, Doamne ferește. Tate, stai-mă un pic ca să vezi, iartă-mă, mi-e cu din cap. Uite-te un pic, te rog, cam ce culoare acolo. Tu înțelegi? Despre asta e vorba, dragilor. Despre asta e vorba, da. Hai că mă duc și eu până sus. Op! Doamne ferește, nu vreau să mă gândesc. Închideți. Ce aveți și acolo? Avem și dincolo? Da, da. Tot pe jos. Toate? Nu. Aoleu. Bună ziua. Putem? Să poate? Hai, ușurel. Pe unde? N-am curajul să mai intru. Aici e bucătăria. Da. Așa. S-a infiltrat aici. Aici? Acolo s-a infiltrat, da? Becului. Am înțeles. Așa, stă în prosopul este ud. Fleașcă, am priceput. Casa pe
aici. Am prins. Unde? Ia, arătați-ne, vă rugăm, peretele. Cu curaj. Acesta este un perete. Da, care am înțeles. De sus până jos. Ce frumos e. Se vede? Cât de frumos. Cât de frumos să scurge. Uite asta așa, nu știu dacă luminează cumva. Ah, e bun. E bun. Acolo e dus deja, e apărat. Am înțeles. Și așa stăm. Cu prosoapele. Da? Cu prosoapele la port. Da. Am înțeles. Mulțumesc frumos deocamdată. Așa au rămas. Da. Așa au rămas. Să primim din port. Doamne frește. Suntem la etajul 4. Dragi, nu suntem în pod. Nu suntem în pod. Nu suntem la 5, suntem la 4. La doamna de aici. Și dumneavoastră aveți infiltrații, nu? Da, bineînțeles. Deci, ca prin urmare, asta e casa mea. Mi-am făcut-o, nu știu ce. Așa, deci, nu vrem să intrăm, că suntem... Intrați așa, da? Că nu are nimic. Mulțumesc. Uitați parchetul. Ah, deja e. Cu tătul. Deci, eu mi-am făcut-o, lecuță, că... Ouleu! Cât de cât? Asta e de sus, de la... Să vă arăt dacă aveți răbdare. Răbdare eu am, doamnă. Sunt lucruri pe care l-am la dispoziție. Sunt bucătărie, să mergeți. Păi, aia de ce am făcut aici? Da, frumos. Ce să mai zice? N-am cuvinte, doamnă. Bucătărie e aici, în stânga, nu? Da. Haideți voastră înainte ca să nu... Închide ușa, că și așa vine miros. De ce trebuie de pe scară? Aici, intrăm? Intrați fără probleme. Unde ați spus că ați bătut și culiți? Acolo sus. Aoleu, în zona asta, da, toată e udă. Toată zona asta e udă. Uite, ce până. Așa, și veniți și în baie. Toată zona asta e udă, dragilor, dacă vă uitați. Păi suntem la etajul 4. Deci nu mai suntem sus, nu mai suntem la... nu suntem în mansardă, nu mai suntem la etajul 5, suntem la 4. Până aici, așa, din 2010. Și bădița e în lungul, o arde... Cu petreci. Veniți și în baie, uitați acolo, acolo tot era, oh. Dar am văzut, am... Cum ați putut? Asta despre zona asta e vorba. Da, doamne. Cu primarul ați încercat să vorbiți, să vedeți ce se întâmplă, ce minuni se pot face? V-a spus că au ajuns până la... Ați dat niște fotografii din la momentul... Vesel? Da, cum? Oamenii ăștia-s... Disperat, nu mai au putere să răciu. E ceva de groază. Dacă ei nu se înțeleg ăștia de sus, nu se înțeles cu mine să dăm o judecată, păi da, Doamne, iartă-mă, nu mă duc eu pentru ei ca să... Eu ne-am pus sus, l-am rugat șeful de scară și ne-au bătut două uși în drili. Ca să nu curgă. Și de acum fiecare cu Dumnezeu lui, nu? Să descurce exact, fiecare cum. Să descurce fiecare cu mama măsă. Da, am înțeles. Și îl dați în judecată pe primar? Așa v-ați hotărât? Da, bineînțeles. Și am înțeles. Asigurările am chemat, ien, ne-o dat despăgubiri, școala, documentații, tot am, nu știu ce, și prin mine să... Mama, măsă, că nu stai așa. Stau așa, găsiți-o. Noi. Uite-te un pic, mai uite-te o dată acolo, cum curge la etajul 4, se vede, nu? Acolo. Așa, deci peretrii deja ăla nu e compromis de tot, dar bună parte e compromis. N-ai cum să le... Și mai sunt două, da. A, bun, aici curgea bine, înseamnă că. Se vede bine, curgea cu... Auleu. Da, e bine, am înțeles. Uitați cum a fost în baie. Da, aici unde... Uite, cum a fost în baie și cum este acum. Da, am dat la Adriana Rămescu, la clinașul meu, să mă ajute. S-a rezolvat. Da, s-a rezolvat. Primarul nostru stă și așteaptă ce? Să plece acasă, că din octombrie pleacă de tot. Dar jos, suntem tot la etajul 4, în capătul celălalt. M-a rugat cineva, poți să apre... Oh, dar ce-i pe mijloc, la dumneavoastră? E bun, maestru zonă. Se vede, da? Au făcut omul frumos, elegant, în casă, și-a pus becuri, a dat un var. A venit ce trebuie. Dragilor, mergem în pot. E groasă.
Haideți că am dat drumul la treabă. M-am urcat aici, miroase într-un mare fel, dragilor. Miroase într-un mare fel. Omne, pe acolo. E o prea frumoasă. Nici n-am curajul să mă uit, nici nu știu bine să calc. Merg și eu după bânile astea aici. Astea sunt toate un... Toate sunt putrigaie astea. Ciupercă. Liniștit. Ia, dar pe... A care o fi bârnele? Le chef eu așa un pic. Da, pe acolo ci... Aoleu, dar aici ai apă... Asta... O, ne ferește. Deci aici este cel mai... O... Deci este rupt, asta nu vrea să înțeleagă nimeni. Am înțeles că ați vorbit cu asociațiile de proprietari? Degeaba, nu? Degeaba. A zis să ne adresăm cu cerere scrisă. Ne-am adresat primăriei cu cerere scrisă, ei sunt proprietari. Noi nu putem să facem nimic. Băi, frate, mă, ce... Da, este al lor. Noi suntem curioși. Noi ne facem în casă. Asta nu e ud, dar asta a fost ud acum 10 ani. Da. Asta de acum e... Băi, ia-te-ți aici. Da. Și ciuperci. Nu-i ferește. Ce-i pe jos, dragi, toată aparația asta se duce. Am zis că ieri a stat cu gălețile? Cu gălețile. Am scos 7 găleți, 8 găleți de... De apă? Da, de 15 litri de apă de pe celofane. Nu, ne fere. Dar văd aici că e apărați aici, dragilor. Da, așa se prelinge, aici unde pe acest dumneavoastră. E rupt tot, uitați-vă un pic, aici îi întredește pe... Ne ferește. Doamne ferește. Aici unde vedeți dumneavoastră continuarea la ciolofan și ud, este la vecina unde ați fost adineauri și rupt plafonul. Aoleu, acolo unde de unii curge cu... Acolo unde are ligenile jos și curge... Doamne ferește. Dragilor, nu e groasă aici, e mai mult decât groasă. E dezastru aici. Și primăria nu face absolut nimic, nu vă dă niciun răspuns, nu vă zice. A trimis o comisie, a mai trimis o comisie. Aha, trebuie să rupă ceva, trebuie să cadă plafonul ăsta. Probabil că o să pățim și noi, cum au pățit cei din Sfântul Ilie, dacă mai țineți minte. Cu acoperișul. Exact, cu acoperișul. Țineți un pic ăsta aici, nu m-am cerut, nici nu știu cum să calc eu pe aici. N-aș călca. Noi am strâns. Am strâns apă de aici. Da. Dar mă uit cu croază, doamne, aici nu mai este USB-ul liber. E cerul liber aici. Da. Un plasticos din ăla nici. Ce e cartonul ăla asfaltat, dar vreo... Că nici nu mai este. Asta, dragilor, rească Dumnezeu. Și asta e un fel așa de... Și aici avem o ciupercă. Da. Vezi ciupercile? Păi dacă se... La ce un mesel aveți aici? Vă dați seama ce miros avem în casă. În momentul în care începe să se usuce cât de cât, aici nu se usuce niciodată. Uitați. Aici alte ciupercă, aici, nu? Alte, să... Dar nu alte ciupercă, cu uitați. Deja. Vedeți? Nu există alte ciupercă, există putregai, mucegai și dezinteres, cred că. Dezinteres... Cât plătiți chirie aici? Nu-i mult. Nu-i mult, dar e suficient. Doamne ferește. Și încă mai plouă. Încă dar mai plouă. Dar trăim în condiții normale. Doamne ferește. Aici miroase. Da, da. Dragilor, nu mai am cuvinte. Credeți-mă pe cuvânt. Asta nu e de ieri de azi. Nu. Asta ce vedeți, domnule, voastre, e de ani de zile. Știm. Vecinii spun că ar fi vorba de... Din 2010? Faceți reclamații? 2010, 2009... A, azi 14. Nu era cort. Păi, dar uite cum crește ciupercă de așa, nu vă vine bine. Asta e tot ciupercă, nu? Tot ciupercă și aia, în momentul în care o să se desprindă, o să se rupă. Vedeți? Deci, nici n-are rost. Uitați aici, de exemplu. Ea este... Ce să mai... Că nu mai nici noi insistăm, facem numai așa și... Deci, e ca o franzelă, ca un miez de pâine, vedeți? Da. Cred că dacă o stoarcem, curge apa. Ca un miez de pâine imbibat. Nu ferește nici nu răzbun. Păi ce altă ciupercă, dragă? Da. Nu ferește. N-am fost așa, încolo. Să vedem capătul ăsta.
Cât apă rariță mai este și pe acolo. Da, da, și pe acolo este apă. Vedeți că tot din folia, noi am o folia tot. Dar ce ține de noi, noi nu putem să ne băgăm peste constructor, peste proprietate. Noi nu avem voie. Da. Noi nu ne dă voie să facem nimic. Da, așa este. Și ce să facem? Uitați, dragi, numai pânze de păiași. Îmi dași de pânze de păiași. Dar intrarea asta de aici este absolut delicioasă, nici nu mai am cuvinte. Se poate vedea, nu? Liniștit. Nu înțeles. Și diferența. Asta este jumătate de dinspre strada principală. Da. Și asta e uscat total. Dar nici ăsta nu e foarte uscat. Haideți să nu fim copii. Uitați-vă dumneavoastră un pic aici. Nici ăsta nu e uscat. Nici ăsta nu e uscat, doamnă. De ce apă spune și aici ai... Păi terminat tot. Uitați ce mucegaie are aici. Asta e cu mucegaie, doamnă. Nu, e mucegaie tot. Stai pe Grigoriu ureche, dragilor, ăsta e blocul primăriei. Bucata asta e de, pe care vedeți aici, stea primăriei. Tot e mucegaie aici. Uite cât e de noapte mucegaie ăsta. Da, mulțumesc frumos. Vă las dumneavoastră lumina. Vreau să fac și eu închid eu aici materialul. Încerc să vă mai arăt ceva frumos, ceva elegant. Dragilor, numai pe aici n-am mai fost. Prin din asta n-am mai fost. N-am crezut că voi ajunge. Da, e bine. Din 2010 oamenii ăștia se chinui. Din 2010 se chinui. Se așteaptă să se distrugă asta, să ia vântul. O ia, o să o ia. La o prima vijerie o ia, că n-ai cum să... N-ai cum să nu ia. Suntem în podul unui bloc care este a primăriei. Nu blocul, podul. Podul este a primăriei. Dumnezeu să ne păzească. Că eu lungul... Are alte preocupări. Eu lungul are de făcut chermezi, are de dat bani pentru petreceri, cu andagogan, are treabă serioasă. Nu. No. Ne bate în joc de civerii noștri. Nu știu cât o să mai rezistăm. Bătaie de joc din 2010. Păi, dar nimeni. Păi, dar o autoritate, pe primă, ok, dar la bască. Păi, dar numai atât, numai poliți, DNA, nu? Nu. Să se întâmple necazul și după aia discutăm. Nu prevenim, nu facem nimic, lăsăm pătea asta de joc. Să mă iertați-mă, poate sunt prea vulcanic, dar ata bătaie de joc eu n-am văzut de mult. Dragilor, de aici, de pe... De la un pas, cu bunuțul sus inimii.